Tot în acest an ar putea fi inaugurat și tronsonul dintre Râșnov și Cristian din județul Brașov. Bucata de autostradă ar putea fi gata chiar înainte de termenul prevăzut în contract. Tronsonul Râșnov-Cristian face parte din autostrada 3, secțiunea Brașov-Comarnic. Este format din 6,3 km de autostradă și 3,7 km de drum de legătură cu 4 benzi. Lucrările au început în 20 mai 2019 și au termenul de finalizare în vara anului viitor. Constructorul spune însă că ar putea preda șoseaua în luna decembrie. Lucrările sunt gata într-o proporție de aproximativ 80%. Noi sperăm că vremea va ține cu noi și, într-adevăr, putem să dăm drumul la acest tronson de autostradă. Noua bucată de autostradă va fi folosită ca variantă ocolitoare a localităților Râșnov și Cristian. Va prelua traficul de pe drumul național 73. Măcar să termine. Cât a pus termenul, să facă ceva, nu? Aia mi se pare ceva normal. E bine pentru oraș că este aici aproape? E bine că se dezvoltă economic. Nu vrei bine, că știu că mergi mașini mari. Și era bine un pic mai la distanță de oraș. E bun, orice e nou și bine făcut e bun. Construcția noii bucăți de autostradă a costat 118 milioane de lei.